pentru prezență. Vă asigur că, așa cum am făcut-o și în 2014, începând cu această conferință de presă, voi fi permanent în contact cu dumneavoastră și vă voi transmite toate informațiile de interes public, astfel încât și dumneavoastră și cei care vă urmăresc presa scrisă, presa sau în alte mijloace de comunicare media, să fie cât se poate de informați, cât se poate de familiarizați cu activitatea instituției pe care o conduc. O să te rog să închizi ușa, chiar dacă se creează un pic de căldură. Suntem aici pentru a face o radiografie asupra anului 2014. La sfârșitul lunii iunie mi s-a propus să preiau această instituție și, ținând cont de studiile, experiența și, să spunem așa, traseul profesional pe care îl aveam la vremea respectivă, am considerat că este de bun augur să vin în OCPI Dolj și să mă străduiesc să pun lucrurile la punct. Deviza pe care v-am spus-o la început și mi-aduc aminte că în anumite conjuncturi părea un pic sportivă, și anume că îmi doresc să fac performanță la OCPI Dolj, să știți că dacă la început și mie mi s-a părut din domeniul sportului acest termen, mi-am dat seama că se poate aplica, se poate implementa, se poate folosi acest cuvânt chiar și în activitatea publică. Motiv pentru care în cele 6 luni și un pic din anul 2014 n-am renunțat la acest deziderat, iar ca principale modalități de a desfășura activitatea împreună cu colegii, am avut ca și reguli, ca și principii, cele 3 cuvinte de bază: responsabilitate, seriozitate și performanță. Performanță la noi înseamnă rapiditate și corectitudine în tocmirea actelor, care la nivelul anului 2014 au fost numai puțin de 157.352 de documente depuse, de solicitări de diverse tipuri, iar sumele încasate în anul 2014 de către Oficiul de Cadastru Dolj, respectiv Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru activitățile desfășurate la nivelul Doljului, deci pentru munca depusă de angajații, de colegii mei, a fost de 12.163.000, sumă totală încasată prin birourile notariale sau direct la caseria unității, o sumă care a fost vărsată în bugetul de stat sau în conturile ANCPI, așa cum prevăd reglementele în vigoare. Aș vrea să vă spun că cea mai îmbucurătoare situație o avem la aplicarea legii 165 și aici țin să vă informez și să vă aduc la cunoștință că la întâlnirea pe care am avut-o la sfârșitul anului 2014, undeva prin decembrie înainte de Crăciun, am constatat cu mândrie și am fost felicitat în numele colectivului pentru locul numărul 1 obținut sau deținut, să spunem așa, datorită muncii colegilor mei, și anume 107 localități UAT-uri avizate, verificate și avizate în conformitate cu legea 165. Suntem ca număr de localități, suntem pe locul 1 din țară. Și procentul stăm foarte bine, din 111 având 107 localități, asta înseamnă peste 95%, deci suntem în top la nivel național, iar din punct de vedere al numărului de localități, suntem, cum vă spuneam, pe locul numărul 1 într-o, să spunem, competiție profesională cu celelalte județe din țară, și asta nu poate fi decât o mândrie pentru mine, și pe această cale le mulțumesc tuturor colegilor, dar în mod special celor de la Serviciul Cadastru. La nivelul instituției s-a implementat legislația în vigoare și au beneficiat peste 399, deci în jur de 400 de persoane au beneficiat de reglementările care spun că odată cu emiterea titlului de proprietate are loc și înscrierea gratuită asigurată de stat în cartea funciară a respectivelor corpuri de proprietate. În total au fost 647 de parcele cu numere cadastrale înscrise gratuit în cartea funciară. De asemenea, au mai fost depuse 7.227 de solicitări la registratura instituției și
au fost primite în audiență 559 de persoane. Ca persoane autorizate, persoane fizice autorizate, Dolju a susținut examene pentru 24 de ingineri care au fost admiși în diverse categorii, așa cum prevede regulamentul de autorizare, iar din punct de vedere al proiectului Cezar, pe care îl știți cu toții, este început în urmă cu 3-4 ani de zile, am reușit să finalizăm în proporție de 100% pe comuna Drănic. Toate procedurile, toți pașii prevăzuți de acest cadastru sistematic, este acel cadastru gratuit asigurat cetățenilor pe anumite zone. Noi am pornit pe localități, urmează, dacă este cazul, se poate face și pe sectoare cadastrale, iar la Mischi, de asemenea, în proporție de 99% este încheiată procedura, sunt pașii urmați, în sensul că din punct de vedere electronic s-au depus, s-au adus la oficiul de cadastru lucrările efectuate în acest proiect de cadastru sistematic, în proiectul Cezar, și urmează să fie aduse și fizic, deci analogic să fie aduse în cursul lunii ianuarie, astfel încât în foarte scurt timp să putem declara că la nivelul Doljului două comune au fost cadastrate integral, repet, pe fonduri externe, așa cum știți, pe fonduri cu combinate Guvernul României cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.